Bine v-am găsit! Astăzi voi face clătite umplute. Am 9 clătite pe care le voi umple și le pun la cuptor. Pentru început voi face umplutura. Am 500 de grame de rezidiu rămas de la producerea sucului de morcovi, deci turta care rămâne în urma stoarcerii morcovilor. Voi pune 2 ouă, las puțin pentru a unge clătitele la suprafață. ...150 de grame de brânză de vaș și 150 de telemea de capra. Se poate pune orice telemea. Și aici 150 de grame brânză de burduf. Brânză de oaie. Prima dată le omogenizez cu mixerul. Am terminat de omogenizat compoziția. Mai pun puțină sare, cam un vârf de linguriță, pentru că burduful și telemea au fost sărate. Și se mai poate adăuga compoziției pătrunjel, frunze de ceapă. Eu acum am să pun frunze de ceapă, am cozile de la 10 cepe verzi. Amestec să intre cozile de ceapă uniform în compoziție. Deci nu aruncați restul de la sucul de morcov, pentru că se poate folosi la diverse preparate. Eu până acum am făcut tăiței cu acest rezidiu și acum fac clătitele, umplutura pentru clătite. Am pregătit o tavă cu tapetată cu hârtie de copt. Crema e gata și am să pregătesc acum clătitele, să le umplu. Le pun așa. Am terminat clătitele, le voi da cu pensula cu ou deasupra. Și deasupra voi pune semințe de susan. Și bag tava la cuptor pentru 20-25 de minute la 180 de grade. Am scos tava din cuptor. O las să se răcească puțin, că e foarte fierbinte. Am scos 2 bucăți. Se poate servi cu smântână. Thank you.